Bine v-am găsit! Astăzi aș dori să revin asupra sucului de aloe vera, despre care am vorbit deja într-un alt video, aloe vera pentru digestie, pentru piele. Am vorbit despre conținutul de antioxidanți și vitamine și v-am arătat acest slide cu diverse tipuri de sucuri de aloe vera disponibile pe piață. Însă, între timp, am aflat despre un studiu foarte interesant privind beneficiile sucului de aloe vera pentru tiroidă. Și anume, am aflat despre existența unui studiu, a unui grup de cercetători italieni, publicat în 2018, privind specific beneficiile aloe vera pentru tiroidă. Acest studiu, practic, s-a concentrat pe beneficiile în Hashimoto și articolul privind publicarea studiului este în descriere, îl puteți consulta. Și datele studiului sunt următoarele. Unul dintre cercetătorii care a inițiat studiul suferea și bănuiesc că suferă în continuare de hipotiroidism subclinic și Hashimoto fără să administreze levotiroxină sau, mă rog, tiroxul nostru. A observat că marcării săi în analizele de tiroidă și specifice de Hashimoto s-au îmbunătățit după ce a băut sucul de aloe vera timp de câteva luni bune, practic inițial începând cu intenția de a-și calma digestia, pentru că pentru acest lucru aloe vera era foarte sucul de aloe vera era foarte cunoscut, deci să-și ajute digestia și să folosească aloe vera ca laxativ contra constipației. Înainte de a începe să bea zilnic sucul de aloe vera, această femeie cercetător italiană avea un TSH de peste 5, deci destul de mărit, dar nu foarte, nu îngrijorător. Avea un T4, un free T4 de 8 și numărul anticorpilor era destul de mare, de 1875. 6 luni mai târziu, după ce a băut sucul de aloe vera, toate analizele de tiroidă s-au îmbunătățit. TSH-ul a revenit la 1,83, anticorpii au scăzut sub nivelul, adică erau în parametrii normali, au scăzut la 24 și pe baza acestor observații, autorul a înrolat 30 de femei cu aceleași diagnostice, 30 de femei, deci cu Hashimoto și cu hipotiroidism subclinic, care nu luau levotiroxină, dar aveau și un nivel foarte ridicat de anticorpi, anti-TPO. Studiul a fost conceput, într-adevăr, un mini-studiu, totuși 30 de femei, dar foarte reprezentativ. A fost conceput folosind doar 50 de mililitri de suc de aloe vera, numit aloe Barbadensis Miller. Aceasta nu e o denumire de firmă, este numele botanic al aloe vera și găsim denumirea aceasta cu prescurtarea ABMG, deci aloe Barbadensis Miller Juice. Îl găsim pe foarte multe etichete, pe sucurile sau concentratele de aloe vera, nu pe toate. Și aici, în imagine, am folosit câteva exemple, vedeți pe slide-uri și pe cele care vor urma, exemple de sucuri care specifică că planta e specifică numele botanic al plantei. Deci cele 30 de femei cu Hashimoto și hipotiroidism subclinic au băut
de două ori pe zi 50 de mililitri, deci 100 de mililitri, timp de 9 luni. Și în studiu s-a creat și un grup de control, cum se procedează de obicei, cu alte 15 femei care nu au consumat, nu au băut nimic și la final s-au măsurat parametrii, s-au făcut analizele la 3 luni, la 6 luni și la 9 luni. Studiul a concluzionat că aportul zilnic de 100 de mililitri de suc de aloe vera Barbadensis Miller pentru 9 luni, în situația aceasta de hipotiroidism subclinic și diagnostic de Hashimoto, deci consumul de 100 de mililitri scade inflamația autoimună, iar analizele au confirmat o îmbunătățire a markerilor, în special anticorpii au scăzut la grupul de 30 de femei cu 56%. La grupul de control de 15 femei nu s-a întâmplat nimic. Căutând mai multe surse de documentare pentru acest video, am găsit și un articol al Isabelei Wentz, care l-a publicat anul trecut, în 2022, referitor la același studiu. Și acest articol este în descriere. Și în articolul Isabelei se declară că aloe vera, sucul de aloe vera, ar fi la fel de eficient ca și seleniu, în sensul reducerii numărului de anticorpi. De asemenea, observă Isabela Wentz că studiul nu s-a concentrat pe urmărirea simptomelor în Hashimoto, dacă s-au îmbunătățit sau nu s-au îmbunătățit urmare consumului de suc de aloe vera, dar participanții au raportat totuși o îmbunătățire a simptomelor legate de intestin, legate de constipație, de disconfortul stomacal, de piele și de problemele de infecție urinare. În final, aș vrea să reamintesc că aloe vera, că sucul de aloe vera este plin de antioxidanți și de compuși antiinflamatorii și nu ar trebui neglijat sau, în fine, ignorată această sursă pentru o stare mai bună în Hashimoto. Frunza de aloe vera conține vitaminele A, E și C, dar și vitaminele B, B1, B2, B3, B6, B9, dar foarte interesant, vitamina B12. Deci este oarecum unică aloe vera cu vitamina B12, nu multe plante conțin B12. Are un conținut vital pentru tiroidă de minerale și pentru o bună conversie. Conține seleniu, zinc, crom, cupru, magneziu, sodiu, potasiu, calciu. Dar ce remarcă Isabela Wentz în articolul ei este un lucru realmente unic legat de sucul de aloe vera, și anume conținutul de aminoacizi esențiali, deci aminoacizi pe care corpul nostru nu îi produce, îi luăm din afară, și anume găsim în aloe vera tirozina, aminoacidul tirozina, care este un precursor al hormonului tiroidean T4, tiroxina. Deci e ca și cum ai lua un precursor la eutiroxul, care este tot T4, dar sintetic. Deci închei cu aceste beneficii specifice ale sucului de aloe vera pentru tiroidă. În primul rând, ce ne interesează cel mai mult, poate scădea nivelul de anticorp și are un impact pozitiv asupra nivelului de hormoni, T4 și T3. Aloe vera este de asemenea benefică și pentru alte afecțiuni care pot apărea pe parcursul bolii Hashimoto, și acest fapt îl detaliază în articolul ei Isabela Wentz, și anume este benefică pentru sensibilități alimentare, pentru fluctuații de glicemie,
pentru deficiențe nutriționale, epuizarea nutrienților, pentru probleme intestinale, reflux, infecții urinare recurente. Remarcă Isabella Wentz, pentru cistită este indicat sucul de aloe vera și pentru infecțiile cu Helicobacter pylori. Deci, în final, ideea este că se merită să încercăm 50 de grame, 50 de mililitri de două ori pe zi de suc de aloe vera, exact ca în acest studiu, timp de 9 luni, și apoi retestăm analizele de tiroidă și cred că pot fi surprize foarte plăcute. Mulțumesc, la revedere!